Hai să vă zic un ban de acum vreo 10-15 ani, așa. Zic că la un moment dat, în avion, păsesc o strălugea și cu mestase și cad ăștia, cad în avionul. Și că tot sunt eu în aeroport. Și la un moment dat, văzându-se jos, Băsescu se unește cu Sorojan și zice, și zice Năstase. Adriane, ești pe cont propriu, domnule. Nu vii cu noi. Noi ne ducem să supraviețuim, tu te descurci singur, ești pe cont propriu. În fine, se despart, pleacă ăștia doi, fiecare o ia pe drumul lui. Năstase singur, Sorojan cu Băsescu pe ruta lor. Și după o săptămână așa, mergând Năstase distrus, terminat, fără niciun fel de vlagă în el, dă de Băsescu, făcea friptură la rotisor. Când îl vede Năstase, zice la el, Traiane, iartă-mă, Traiane, eu rog, nu mai fac prostii, iartă-mă, dă-mi și mie un pic de mâncare să trăiesc și eu, că îi vai spămat de mine. Că nu mai am niciun fel de vlagă în mine. Uite, îmi pare foarte bine că ai renunțat la strălucire, îmi plăcea de loc omul ăsta la care Băsescu. Domnule, du-ți place după râgici. E, ăsta-i bancul și acum ia uitați-l pe domnul Stolojan. Vă salut, domnul Stolojan. Mă scuzați. Vreau să vă salut. Nu v-am mâncat Băsescu? O seară, o zi bună de Băsescu.